Doamnelor și domnilor, este sărbătoare în studioul Interviurilor TVH pentru că doamna Georgeta Filiti se află aici. Dânsa este un povestitor, poveste în accepțiunea majoră a termenului și cred că de cât timp nu ne regăsim istoriile personale, istoriile extensive ale locului în care suntem, nu ne reconstruim câte ceva din rădăcini, nu avem nicio șansă pentru a putea simți vântul vieții printre ramurile actualității noastre. Iată că am început destul de pompos pentru că sunt emoționat, vă spuneam că ceea ce se știe despre dumneavoastră, sute de articole, o muncă de Sisif și prin împrejurări, cum să zic, nu ușoare, ați editat și reeditat texte fundamentale care altfel n-ar fi avut nicio șansă. Apoi sunteți un păstrător de valoare. Și avem mare nevoie de reperele acestea pentru că la un moment dat se infiltrează în noi tot felul de produse metabolice secundare, ca să le spun așa, și nu mai știm când este metisaj de al valorilor inacceptabil, când este chiar mitocănie uneori și nu ne dăm seama. Vorbeam înainte și cu mare bucurie v-am ascultat despre felul în care faci un caragiale, despre felul în care faci un film și pierzi nuanța. Da, dumneavoastră sunteți foarte drăguți, să vă spun. Cred că succesul meu, dacă se poate spune așa, este corectitudinea cu care am încercat să-mi fac meseria tot timpul și vă refereați la această poveste. Sigur că istoria este o poveste fermecătoare și cred că dacă ar fi predată și în școală și în facultate cu mai multă căldură, cu mai multă blândețe, nu tot timpul ex catedra sau citind niște cifre goale, cred că și receptarea ei ar fi mai generalizată, pentru că cu cât ai mai multe cunoștințe de istorie, cu atât ești mai bogat, sufletește. Din fericire, sunteți lector al Fundației Calea Victoriei, da. Și acolo fiecare dintre noi are șansa unei întâlniri fără catedre cu dumneavoastră și îmi pare rău că nu puteți fi multilocală, astfel încât spiritul dumneavoastră de a transmite o realitate cum se cade, echilibrată, în zona bunului simț, care e toată lumea știe despre ce e vorba, dar toată lumea și-a pierdut rostul. Și-a pierdut puțin rostul și se mai întâmplă un lucru și aici au concurat mai mulți factori. Suntem tentați tot mai mult de elementul de scandal, de elementul contradictoriu, de cineva a scris o carte în niște tomuri groase, istoria loviturilor de stat din România, și trebuie să vă spun, și eu am fost purtătorul, mesagerul, curierul acestei cărți pentru străinătate, fără să vreau, dar prieteni din lumea întreagă mi-au cerut-o. Titlul a fost fantastic, dar să știți că nu acoperă o realitate, pentru că totuși noi nu suntem un popor de zurbagii care dimineața facem o lovitură de stat, una la prânz și una seara. Nu. Da. Sigur că au fost câteva acte care pot fi taxate în istoria noastră drept lovituri de stat, dar asta nu înseamnă că nu ne-am ocupat cu altceva. Cu ce ne-am ocupat? Păi, suntem un popor de la Dunărea de Jos care am avut și bune, am avut și rele, ne-au ocupat unii, ne-au ocupat alții, am luat niște moravuri, niște năravuri, le-am mai dat și noi lor și uite așa de 2000 de ani viețuim în acest spațiu cu provincii istorice desfăcute din trupul românității trăitoare în alte state. În 1918 ne-am unit. Legat de memoria exilului și poate o să discutăm de ceea ce... Absolut, memoria exilului care nu trebuie ignorată, știți? Eu am fost foarte impresionată prin 94, ducându-mă la Paris,
Am văzut pe Rue Vaugirard, asta e o stradă pe care se află Parlamentul Franței, și peste drum de Parlament, așa puțin în diagonală, era un hotel. Hotel de Principautés Unies. Sigur că firma asta te miră puțin, intru acolo, nu era un hotel de categoria întâia, dar era onorabil. De ce vă numiți așa? Da. Nu știm prea bine, dar uitați, avem aici o hârtie explicativă. Era un carton cu mica istorie. Acolo se adunau, după 1848, exilații, da, diaspora românească trăitoare în Franța, care atunci, la vremea aceea, să știți că avea altă coloratură. Adică ăștia fuseseră revoluționari, fuseseră exilați, moșiile din țară funcționau și le mai trimiteau bani vechilii, neamurile, nu trăiau toți foarte bine, dar în orice caz toți aveau un singur ideal, să se întoarcă în țară, abia așteptau să se întoarcă în țară și să-și pună în aplicare ideile liberale, ceea ce au și făcut, fiindcă asta a fost marea șansă a românilor la vremea aceea. Au cunoscut Occidentul, s-au școlit acolo și pe urmă s-au întors și este marea generație a lui Brătianu, a lui Cogălnicianu, a lui Rossetti. Și acești revoluționari se întâlneau acolo. Pentru ce? Pentru a realiza Principatele Unite, pentru a realiza România. Lucru întâmplat la 1859. Și mi-a făcut foarte multă plăcere. Sigur, pe urmă, autoritățile de la București, autorități contemporane mie, când le-am spus că hotelul se afla în dificultate financiară și era un moment potrivit să cumpărăm acest hotel, care era de vânzare. Oamenii la vremea aceea, cu toate că unii erau intelectuali, cu toate că își făcuseră meseria pe... O idee remarcabilă. Remarcabilă, e da, dar tentația politicii, tentația de a fi în prim planul scenei politice a biruit. Și atunci mai bine stau și sunt ministru nu știu unde și fac politică și dau cu gura, decât să mă ocup de un lucru din ăsta concret. Și sigur, hotelul s-a pierdut și această marcă românească în plin centru capitalei Franței s-a pierdut. Ați asistat la destule pierderi de acest gen? Da, da, destule, da, pierderi. Da. Am asistat și în țară și în străinătate și trebuie să vă spun că îmi pare foarte rău. Acum o lună și ceva am fost în Portugalia și e o țară încântătoare, e la extremitatea continentului, e frumoasă, e gospodărită, are niște șosele pe care cred că nici urmașilor mei nu o să le vadă în teritoriul românesc. De ce? Pentru că povestea drumurilor, să știți că nu e acum de ultimii 25 de ani, toată lumea se vaită. De la Carol I, când a venit și a rămas uimit de șleaurile pe care trebuia să meargă trăsura lui. Este important ceea ce spuneți, pentru că... Nu, avem o incapacitate, da, da, știți? Pe mine să nu mă puneți să fiu prima balerină la operă, fiindcă nu mă simt în stare. Dar am o calitate, recunosc lucrul acesta. Și la noi problema cu drumurile, asta ca să divagăm puțin, nu e vorba numai de muncitorul care nu știe să facă drumul. Sau când îl face, ați văzut și dumneavoastră crapă și pe urmă ia o găleată cu ceva, un maglavaiz și îl toarnă acolo ca să întărească. Astea sunt lucruri absolut ridicole făcute. Dar există și o incapacitate managerială. Acum public un contract din 1932 pentru construirea unui drum, în sfârșit, refacerea unui drum, București-Brașov. 15 ani era obligat cel care concesiona această operație să-i urmărească starea. Contractul nu se încheia, da, mâine. Da, da. Să știți că e un lucru foarte important. Exista o perspectivă a termenului mediu măcar. Iată. Dar revenind la Portugalia, unde am fost, și e o țară minunată, cu istorie, cu vinul de Porto, cu toate cele. Eu am simțit nevoia, uitându-mă în dreapta, în stânga și ascultând explicațiile ghidului, să pomenesc de două personalități, trei personalități ale noastre. De Blaga, de Mircea Eliade și de Mihai Manoilescu. De ce?
Cei doi au fost în primii, au fost în diplomație în această țară minunată, iar al treilea a avut un sistem economic, corporatismul, pe care l-au preluat și l-au pus în practică acești portughezi, e vorba de Salazar, în perioada interbelică. I-au fost așa de recunoscători lui Manoilescu că în țara lor de extensie, în Brazilia, i-au ridicat și o statuie. La noi nu se vorbește. Da, da. De ce? Pentru că Manoilescu, din nefericire, e și amărâtul care a trebuit să-i scălească dictatul de la Viena, din partea românilor. Și atunci noi ne-am purtat foarte categoric. Nu-i mai recunoaștem nicio valoare. Vedeți? Asta cred că e și datoria istoricului, să privească cu cumpănire. Unul din profesorii mei, nu profesor la facultate, ci profesor într-un institut de cercetare, fiindcă am avut marea șansă să fiu înconjurată de oameni excepționali când mi-am început cariera. Institutul Academiei Nicolae Iorga, sigur că da, am intrat acolo în 1961. Și profesorul Giurescu totdeauna ne îndemna, când abordați un subiect, să o faceți fără patimă. Fără patimă. Nu? Da. Pentru că poate să-ți placă cineva, îți place un personaj istoric. Bă, când am fost întrebată de ce am făcut istoria, în biroul tatii aveam un bust al lui Cezar. Și mie îmi plăcea să cred că pot să mă plimb cu Cezar. Prin biblioteca din Alexandria. Nu e așa? Da. Puteam să-l însoțesc în războaiere, puteam să iau decizii alături de el. Și știți? Chiar ați făcut-o. Și am făcut-o luni, decizia de a face facultatea de istorie. Și pe urmă, sigur că am avut altă mare dragoste, fiindcă asta rămâne. Eu am editat mult, câteva zeci de volume, dar vă mărturisesc că e Mihai Cogălnicianu, pe care eu îl socot cel mai strălucit reprezentant al României moderne. Știți de ce? Omul nu numai că a scris, nu numai că a vorbit, dar a și făptuit. A făptuit, da. A făptuit tot timpul și a mai avut ceva. A avut și o viață personală foarte tumultoasă. E o teorie neîmpărtășită de cei din jurul meu, dar un om de asemenea calibru nu poate să nu reușească. Când vrei să o faci pe călugărul, când ești ipocrit, da. Până la Dumnezeu, lucrurile nu-ți reușesc. Dacă ați intra în arhivele românești, la Biblioteca Academiei, la Iași, pretutindeni unde să găsesc texte Cogălnicianu, ați rămâne uimit. Proiecte de lege, proiecte finisate. Am să vă dau un singur exemplu. Anul acesta s-au împlinit 100 de ani de la lovitura de stat din 1864, 2 mai. De ce? Parlamentul nu se înțelegea, votau aiurea, blocau, întârziau votarea unor legi. Și atunci îl desfințează, să consumă lovitura de stat și reușesc să facă două lucruri esențiale. Să aplice legea electorală și mai ales legea agrară, reforma agrară. Ei bine, pentru această reformă agrară, care face să înceteze regimul de dependență al țăranilor, în plus ei sunt împroprietăriți, Cogălnicianu redactează 2000 de circulare. De ce? Pentru că fiecare caz își avea particularitățile lui. 2000? 2000 de circulare. Suntem acum 150 de ani, practic. Păi, da. Gândiți-vă. Da. În satul, că acolo a și fost o răscoală, satul avea un nume, cred că l-au schimbat acum prin ceva neutru, se numea Cuca Măcăi. Și la Cuca Măcăi a fost o mică răscoală, nu insistăm de ce. Dar el a simțit nevoia să redacteze un text în care să le spună cum trebuie aplicată această reformă. Știți ce se întâmplă? Cum stăm de vorbă despre istorie, eu n-aș vrea ca cine ne urmărește să creadă că sunt o partizană a unui sistem retro. Retro, gata. Acum 100 de ani era bine, acum 50 de ani era bine, acum e rău. Nu. Noi evoluăm și atunci nu poți să deplângi folosirea în exces a internetului și ce bine era maică
atunci când scriam numai cu plaivazul. Da. Nu, fără îndoială. Dar în toate trebuie să fie o măsură. Orice folosim să fie cu măsură, nu? Și în momentul când sunt, eu știu, sunt inginer, sunt profesor, sunt doctor și ajung om politic, n-am voie să mă rup de realitate. Și trebuie să mai fac un lucru, fiindcă eu cred că ăsta e cheia succesului. Cheia succesului și a omului de pe stradă și a omului politic. Să aibă o bună educație. Și educația este un proces care nu se termină niciodată. Sunt silită iar să vorbesc despre mine. Dar știți ce s-a întâmplat? Când am intrat în facultatea de istorie... Și ați intrat prima? Da, bun. Și am ieșit tot prima. Dar eu așa am înțeles. Și mie mi-a folosit foarte mult și eu i-aș îndemna pe studenți să facă același lucru. Aveam un curs de istoria universală, de istoria URSS, noi am făcut și așa ceva, istoria României. Dar la cursul acela aveam și bibliografie. Eu nu mi-am îngăduit odată să sar peste această bibliografie. Să știți că e foarte important să-ți păstrezi această curiozitate. Da. Ce spune și ăla? Și de la bibliografia asta mergeai la alta, fiindcă fiecare carte îți mai dădea niște informații. Și te cufundai în această lume, adică să fii perfect informat. Nu reușești, dar măcar să tinzi spre lucrul acesta. Un om politic care evoluează printre noi, în fine, acum e puțin în besă, în umbră, interogat fiind care e ultima carte pe care a citit-o, a răspuns cu seninătate, dar eu nu citesc cărți, citesc numai ziare. Să știți că asta este o sinucidere politică după mine. În momentul când ai făcut această declarație în public, nu meriți să fii, în fine, ce spera el să probabil aibă. Agravanta fiind seninătatea cu care a spus. Iată, aveți perfectă dreptate. Doamna Filiti, oamenii care au nevoie de putere, uneori o caută pentru a-și compensa diverse tare care țin de descendență, care țin de viața lor, poate. Cum vedeți atunci omul politic în contextul acesta al devenirii unui om și al sensului unui om politic? Pentru că poate că e foarte important lucrul acesta și se răsfrânge asupra tuturor. Aveți perfectă dreptate să răsfrânge major, vă dați seama, pentru că ajunge în fruntea statului un om care nu are capacitatea cerută pentru a fi conducător, nu? Poate că până a ajuns șeful statului, a fost un bun profesionist în ce a făcut. Dar, pe urmă, odată a ajuns într-o... Și nu numai el, sunt și miniștri, nu? Trebuie să-ți făurești rapid un crez. Nu-ți mai aparții. Trebuie să fii tot timpul pentru ceilalți. Știți ce m-a îngrozit pe mine? Noi trăim acum o vreme în care să sperăm că ne așezăm, nu? E tulburător, discutând de una cu un prieten venit din străinătate, de câte ori deschid televizorul la voi, îmi spunea scoțianul, nu sunt decât oameni arestați, nu sunt decât percheziții, ce se întâmplă? Să știi că se face puțină curățenie, ceea ce e un lucru bun. Știți ce m-a impresionat pe mine cel mai profund și nu-mi găsesc liniștea? Este această lectură publică făcută stenogramelor sau discuțiilor surprinse de DNA între oamenii aceștia politici din teritoriu, supranumiți baroni. Te-ai fi așteptat ca oamenii aceștia să discute, uite, potențialul meu economic în județul meu este atâta. Și foarte mult aș dori să am, ajutați-mă să fac mai multe drumuri, am nevoie de spitale, rata șomajului e foarte mare și așa mai departe și așa mai departe. Ori discuțiile între ei nu se ridicau peste genunchiul broaștii, adică erau niște... În păcate.
povești absolut ieftine de aranjamente, pune-l pe ăla ca să-l exonerezi pe ălalalt de o vină sau mai știu eu ce. Ăsta e un lucru îngrozitor și asta este o carte de vizită care arată fără putință de tăgadă cât de slabi suntem, cât de nepregătiți, cât de neprofesioniști suntem. Din perspectiva istoricului, este un fenomen repetitiv aici? Din păcate, din păcate, vedeți dumneavoastră, revin, să nu idealizăm ce a fost odinioară. Da. Și vă spun lucrul acesta pentru că am proaspăt în minte activitatea parlamentară. Dumneavoastră sunteți la curent cu faptul că eu l-am meditat pe Cogălnicianu, i-am meditat toată oratoria. Ei, acum am purces la altă figură, cunoscută și necunoscută. E vorba de Nicolae Iorga. El are un ecart foarte mare de prezență parlamentară din 1907 până în 1940. În răstimpul interbelic, să știți că au fost de asemenea foarte multe derapaje. Dar au fost și niște lucruri care au funcționat. Și trebuie să admitem că ele au putut funcționa. Pe de o parte, a fost buna calificare a oamenilor politici și ăștia erau precumpănitori. În primul rând aveau studii serioase. În Parlament nu puteai să ajungi cules de niciunde. Și majoritatea erau juriști. Și erau juriști excepționali. Sigur, Iorga e un caz, este istoric. E un om teribil de sever care în momentul când are un proiect de lege în față îi găsește și greșeli de formulare gramaticală. Îi găsește judecăți care contravin logicii. Dar a mai fost în răstimpul acesta ceva. Și de fapt răstimpul se întinde de la 1866. A existat în țară un arbitru. Și acest arbitru a fost regele. Da. Sigur, pentru noi astăzi, care am fost hrăniți ani de zile cu acest antimonarhism atrabilar, exagerat, cum să vă spun, fundamental, tot ce era rău în țara asta a făcuse monarhia. Ori lucrurile nu stau așa. Și sigur că o să-mi spuneți, bun, dar se poate substitui un președinte. Se poate și nu se poate, fiindcă el provine de la... E un alt registru, e cu totul altceva. E cu totul altceva. E, absența acestui arbitru, să știți, face să consacrăm prea mult gâlcevii politice. Da. Și lucrul acesta, să știți că se extinde și este înlesnit foarte mult, nu vă supărați, și de televiziuni. Pentru că televiziunea, ca să aibă un rating cât mai mare, insistă la nesfârșit. Sportul nu-i politică. Dar dacă urmăriți o emisiune de sport la noi, de un sfert de oră, 5 minute se vorbește despre meci. Au jucat bine, au jucat prost, a driblat ăla, a fentat ălălalt și pe urmă sunt poveștile astea de bețiile de după, iubitele care i-au părăsit sau care au venit două la el și și-au smuls părul din cap sau... Scandalul și iar scandalul. Același lucru se întâmplă în politică. Pe mine nu mă interesează toate tribulațiile care se fac în momentul de față pentru o grupare sau alta. Eu vreau să văd rezultate. Vreau să văd că podul funcționează și nu e plin de gropi. Am venit alaltă ieri de la Brașov și șoseaua asta este plină de, nu de hârtoape, are niște găuri perfide. Cât un cap de copil, dați intră roata acolo și să știți că îți poate întoarce mașina ca pe un titirez. Astea sunt problemele pe care le vreau. Vreau să se facă o analiză foarte atentă a coșului zilnic, a salariului minim, a salariului minim ca eu să pot să trăiesc decent. Învață-mă cum să trăiesc decent. Nu mi-a arătat tot timpul niște lucruri esențiale. Îi ajut pe copiii orfani, pe cei defavorizați. Ăia nu sunt cămile, să le dau o pungă cu dulciuri de Paști și de Crăciun. Și în rest, nu se poate.
Nu e admisibil să-mi vină un deputat după ce toată lumea a spus că această grațiere și această susținere nemeritată a deputaților e absolut o pată, o rușine în spațiul public românesc, tu să vii să spui, ba da, trebuie o lege ca oamenii aceștia să fie absolviți de vină și apărați, pentru că în pușcărie o duc greu. Eu nu discut că ai noștri au stat în pușcărie și nu i-a întrebat nimeni dacă le e bine sau dacă le e rău. Asta a fost, s-a dus. Dar în momentul de față, dacă vroiai să fii un inițiator luminat, știți ce făceai? Propuneai să se construiască pușcării. Pentru că construind 10 pușcării astăzi, mă rog, minim dotate, oamenii intră în ele azi, intră în ele mâine, în aceste pușcării. Și încet, încet, societatea românească se va însănătoși. Și clădirea nu trebuie aruncată în aer. N-am decât să o fac cămin pentru defavorizați, îi dau altă destinație. Era mult mai socot eu că acest proiect ar fi avut mai multă șansă decât să grațiezi, să grațiezi în fond ce? Niște hoțomani. Despre asta e vorba. Doamnă Filiti, simt nevoia să vă rog să schimbăm registrul, poate, și să ne spuneți despre, poate, despre familia dumneavoastră, despre descendență, despre nuanță, despre regalitate, despre altceva decât această zonă primitivă. Aveți perfectă dreptate și, la urma urmei, puteți să și tăiați din film această... Sub nicio formă, pentru că, iată, avem toată și zona nocturnă și cea zenitală. Da, nu, eu s-o cot sigur. Astea sunt constatările fiecăruia dintre noi și cu, cu mare dreptate, ceea ce ați spus ne rămâne. E nevoie de o groapă astupată și nimic altceva. Absolut. Da. Și acest, știți, te uiți puțin, eu vin dintr-o familie croată. Sunt numai pe jumătate român, că tata era român. Croații mei, sigur, era o viață de alogen pe care o duseseră aici. Eu, la maturitate, am ajuns să vizitez în câteva rânduri Croația, lucrurile sunt puțin altfel. Acolo e altă disciplină, altă ordine a lucrurilor, chiar sub Tito. Și eu anume seriozitate cu care omul își ia viața în piept, dar revenind aici, în spațiul românesc, eu simt nevoia și cred că și dumneavoastră, chiar la acest post de televiziune, simțiți nevoia să prezentați și lucruri pozitive. Dumneavoastră ați băgat de seamă? În țara asta să știți că se întâmplă și lucruri bune. Apar niște cărți frumoase, să țin niște conferințe, sunt spectacole de teatru, încântătoare. Vorbeam înainte de a intra în emisiune. Poate că e momentul, îmi cer scuze, pentru Origen, filocalia lui Origen, pentru dumneavoastră din partea editurii Herald. Apropo de lucrurile frumoase, lucrurile bune. A fost târgul de carte, ați văzut și dumneavoastră. Au fost o mulțime de lucruri, sunt albume, sunt, iată, cărți, doar să te apleci asupra lor. Sigur că de la o zi la alta... trebuie să reînvățăm să citim, pentru că trebuie să vă spun că este primul an în istoria modernă a României când copiii n-au avut abecedare. Și li s-a spus să învețe literele pe tabletă. Asta eu nu-mi dau seama dacă guvernanții au vrut să o... parafrazeze pe Maria Antoaneta. Poporul n-are pâine, să mănânce cozonac. Da. Astea sunt revenirea la la acest firesc, să știți că e foarte importantă și trebuie să credeți că România profundă, eu circul mult și e adevărat că circul mai mult în Transilvania, care are un procent de seriozitate, de respect. Da. Acum la Brașov erau mai multe steaguri amintitoare că e ziua națională a țării decât în vechiul regat. Și ăsta, să știți că este un lucru.
Pentru că dumneavoastră mă întrebați de familie. Prin căsătorie am intrat în familia Filiti, Filiti Ghica. Să nu credeți că oamenii aceștia trăiau în niște palate. Chiar palatele ghiculeștilor, care au fost domni ai țării românești, erau foarte modeste. Dacă îl vedeți pe cel de la Ghica Tei, în care acum, în fine, e așa o poveste, e și restaurant, și templu masonic, și de toate. Asta e contemporaneitatea. Noi nu ne-am putut permite să-l lăsăm ca monument și să fie vizitat ca atare. Sigur, asta este. Nu e singurul caz. Nu este singurul caz, fără îndoială. Dar vreau să vă spun că oamenii aceștia, să știți că trăiau totuși într-o mare modestie. Am avut ocazia să tipăresc jurnalul socrului meu, care era diplomat, istoric, președintele comisiei de... El a și întemeiat-o de genealogie și heraldică. Știți ce scria acolo? Și soțul meu a fost în situația asta. Copiii trebuie să facă sport, mai știu eu ce. Da. Să știe să bată la mașină. Mașina. Da. Să știe să tricoteze și nu știu și să vă spun de ce. Da. Dar bărbatul meu știa să facă un lucru care e foarte complicat chiar pentru noi, femeile care tricotăm. Să facă ciorapi. Pentru că călcâiul se face foarte greu. Trebuie să scazi niște ochiuri acolo, nu știu ce. N-am priceput de ce lucrul ăsta. Dar cu cât știi mai multe lucruri și bine să le faci, cu atât devii un om mai puternic. Și generației lor, să știți că le-a fost dat, nu discutăm acum de ce, a fost o realitate pe care trebuie să ne-o asumăm. Oamenii aceștia, odată cu instalarea regimului comunist, au devenit nimeni. Da. Mulți au intrat în pușcărie. Regimul concentraționar, nu mă refer la cel de acum, care... Știți, e cu televizoare, cu telefoane mobile și, au rezistat tocmai pentru că au avut această educație de mare severitate. Da. Să știi că trebuie să faci niște lucruri, că trebuie să-ți însușești corect o limbă, că trebuie să scrii. Și bunele maniere. Maniere care nu înseamnă să nu exagerăm. Dar în momentul când intră o femeie într-o cameră, bărbații din această generație se ridicau în picioare. Să nu stai de vorbă cu o femeie și cu pălăria pe cap. Dumneavoastră admiteți că, fără să vrem, revenim la lumea contemporană, trăim în ea, să fac reclame. Reclame pentru, eu știu, să bea ceva, să mănâncă ceva. Și aia stau la masă cu șapca în cap. Cum acceptați treaba asta? De ce? Și putem să lucrăm. Acum, de curând, am văzut un spectacol Caragiale cu... era o noapte furtunoasă și e o discuție între două personaje. Citesc ceva, nu mai ești atent la replică. E vorba de Titirca Inimărea și de Ipingescu și au niște șepci cu cozorocul la spate. Ăștia-s doi golani, nu se poate. Nicio legătură cu lumea lui Caragiale. Și atunci ce facem? Știți de ce? Eu aduc mereu în discuția noastră asemenea exemple ca să înțelegem de ce ne destructurăm, de ce noi nu ne închegăm, de ce procesul de învățământ la noi eșuează, eșuează și iar eșuează. Poate exista un sens în această destructurare, un sens care să presupună un context mai larg? Pentru... Da, este accederea în posturi de decizie a unor oameni neinformați, ca să nu spun mai mult. Nu știu dacă dumneavoastră sunteți la curent, acum să lucrează, să moșește, că ăsta e cuvântul, cred, mai propriu, a 15-a reformă a învățământului de la Revoluție. Și am senzația că niciodată nu sunt chemați oamenii care să aibă cât de cât un simț pedagogic, să înțeleagă ce trebuie transmis tinerilor. Și cum, mai ales? Și cum? Dumneavoastră, când mă prezentați, ați avut bunăvoința să spuneți că eu mereu fac o poveste. Păi, trebuie să faci o poveste, pentru că dacă stai cu o voce monotonă și începi și spui: la 1 decembrie s-a întâmplat, s-a adunat tot poporul,
Lucrurile sunt omenești, lucrurile s-au întâmplat cu bune și cu rele. Ori, făcând un soi de model rigid pe care îl debitezi plictisit, sunt tot mai mulți profesori care refuză dialogul cu zice, vrei informații? Te uiți pe internet, pe site-ul meu. Nu se poate. Dacă eu vreau să formez un istoric bun, eu trebuie să port discuții permanente cu el. Îmi pune întrebări, îi pun întrebări. Trebuie să-mi răspundă. S-ar putea ca eu să nu știu uneori, nu știu ce subiect. Stai puțin, să ne informăm. Dar îi fac mintea să-i meargă tot timpul. Cred că ăsta e secretul. Să faci mintea unui om să meargă. De când e mic sau de când e mare. Este esențial lucrul acesta, nu? Să nu învețe ca papagalul. Că ne învățând ca papagalul va ajunge să iubească și istoria. Vă spuneam, când îți cunoști istoria bine, sau măcar niște fapte esențiale din ea, ai o zestre. E o zestre spirituală. Și o formă... identitate, o măcar minimă identitate care să-ți permită absolut să-ți genereze și un rost. Și un rost. Și știți, noi de câte ori mă găsesc așa într-o societate și încep să critic niște lucruri și stai puțin, că și în străinătate e același lucru în Europa. Când urmărești atent o universitate englezească, o să vedeți că ei au tot felul de fantezii după ce au ieșit de la cursuri. Să îmbracă, să pictează pe chipuri, să rostogolez, mănâncă, mai știu eu ce lucruri. Dar la cursuri sunt foarte atenți și însușirea unei meserii se face foarte bine. Și mai e ceva. Există un ciur. Există o sită. O sită. Nu trece toată lumea examenul. Și eu trebuie să vă spun că în spațiul românesc a existat așa ceva. A existat un matematician care a fost primul la Politehnica din Paris. Era astronom, de fapt, de meserie și care s-a numit Spiru Haret. Spiru Haret n-a fost tentat de salariul mai bun din Franța, ci s-a întors în țara lui. A ajuns ministru al învățământului și, între altele, a spus un lucru. Dacă am să constat undeva că procentul de reușiți la bacalaureat e mai mare de 49%, trimit imediat o anchetă acolo. E ceva care nu merge. Ori această seriozitate, da, cu care autoritățile la vremea aceea au înțeles să privească bacalaureatul, fiindcă e un prag, nu? Trebuie să vă dea de gândit. Erau oameni bine pregătiți. De ce să nu cultivă ambiția de a mă prezenta la acest examen, de a le dovedi profesorilor că sunt bine pregătit și, în fond, mirarea mea sau nedumerirea mea să fie doar să merg spre fizică sau spre matematică, dacă am aplicare spre științele tehnice, nu? Astăzi mă duc oriunde. Ba, sunt autorități care acceptă să te primească într-o facultate și fără bacalaureat. Rezultatul? Nu știi totul despre nimic. Sigur, o să spuneți, bun, există o salvare. Salvarea e internetul. Nu acest gen de salvare. Nu. Internetul îți oferă o informație materială. Atâta. Dar rotițele care ar trebui să se miște în continuu în capul tău nu mai funcționează, să ruginesc. Și ajungi un roboțel care face o adicție pentru internet. Asta, eu pot să întreb internetul ce vreme e afară, pot să-l întreb care e orarul trenurilor, dar nu pot să-mi facă internetul o judecată de valoare despre formarea României moderne. Acest om nou care nu este capabil să susțină dificultatea unui proces, să citească bibliografia, să încerce să gândească și dorește dintr-un click de calculator să obțină beneficii care practic nu îi asigură un repere interne. Deci, prin urmare, acest om nou are vreun rost pentru că încerc să înțeleg lucrurile. Robotul, bunul consumator, este ușor de controlat?
E foarte ușor de controlat, dar să știți că el își dezvoltă o ramură, o latură. Este o latură omenească, ea există la fiecare dintre noi și nu ne-o... Unii și-o domină, alții nu și-o domină. Este șmecheria. Șmecheria. Pentru că eu îmi dau seama că vreau să ajung inginer. Pentru asta trebuie să fac matematică, trebuie să fac rezistența materialelor. Sunt tot felul de materii de-astea cam antipatice, chiar dacă ai o propensiune, o aplecare spre meseria respectivă. Și atunci te orientezi foarte repede, ești ajutat și de ceilalți. Profesorul cu tare, pentru 5 milioane mă trece. 5 milioane vechi, 500 de lei. Ălălalt la fel. Și eu n-am încă mintea suficient de coaptă ca să înțeleg că plătind colo, plătind dincolo, obțin o diplomă. Dar sunt perfect inutil. Dar mi-am dezvoltat această latură negativă a personalității mele, acest fel de a mă descurca, de a fi șmecher. Asta înseamnă o nivelare absolut perversă a valorii. Asta înseamnă că nu există bine și rău, ci există numai... Și mai e un lucru foarte grav, pentru că cu această șmecherie eu nu rămân totuși doctor într-un fund de țară sau inginer la nu știu ce șantier, ci tind mai sus. Și e un domeniu unde toți șmecherii se simt bine. Este domeniul public, domeniul politicii, nu? De aceea, redresarea societății noastre, să nu o socotim bolnavă 100%, asta este partea, cum să vă spun, partea întunecată, partea negativă care se poate redresa, da. Dar nu printr-un decret. Chiar desperarea noastră, care e de înțeles, absolut de înțeles, îl punem pe ăla undeva, în frunte, îl punem pe ălălalt că arată bine. Dar parcă și ăla-i bun. Nu, nu-i vorba de asta. Ăsta este un proces lent. Un proces lent de normalizare. La Belle Époque e și un sens al acestei imagini. Da, și mi-a făcut plăcere. Știți de ce? Pentru că, așa cum observați dumneavoastră la începutul discuției, lucrez la Fundația Calea Victoriei și noi suntem un grup de oameni entuziaști. Noi avem aceste ateliere în care prezentăm niște lucruri istorice. Sigur, la Belle Époque e și foarte ofertantă. E o perioadă frumoasă în care lumea se preocupă de ceva, ce noi am uitat astăzi, de armonie, de frumusețea lucrului. Și se regăsește în felul cum e croit un bulevard, în felul cum e ridicată o casă. Suntem în București, duceți-vă să vedeți casele ridicate de Jean Berindei în spațiul bucureștean. Casa Cantacuzino, unde funcționează într-un colț așa mai înghesuit, Muzeul George Enescu, Ateneul, Muzeul de Istorie, Cecul, toate astea sunt făcute în 1864-1914. Este o epocă frumoasă. Femeile se îmbracă cochet, frumos, cu niște pălării adorabile, își pun tot felul de bijuterii, care cultivă frumosul, decorarea interioară. De asemenea, este o preocupare de la Palatul Regal până la omul mai modest. Și știți? În momentul când trăiești într-un spațiu din ăsta armonios, culori, linii, sunete care nu sunt asurzitoare, tu însuți, da, tu însuți te modelezi. Devii la Belle Époque. Nu-i așa? Da. Pe da, bună dreptate, da, la Belle Époque. Ești ca o piatră plină de asperități, te freci de toți ceilalți, te polisezi și capeți o formă armonioasă. Și lucrul acesta se vede, să știți, se vede, pentru că cei care s-au ridicat în la Belle Époque și au dat toată măsura în perioada interbelică, ne fac pe noi astăzi totuși nostalgici, cum era în perioada interbelică. Frumusețea este contagioasă și este excepțional iată, de important. Iată, și să-mi dați voie să vă spun
că nu oamenii prost crescuți de astăzi nu sunt ei de vină. Mergeam de unăzi într-un troleibuz și era o discuție în gura mare, că tinerii nu știu în gura, zice, știi că am fost în vizită la cutare și, bineînțeles, nu puteam să fac altfel decât să-mi scot Adidas-ii. Ăsta este un gest incalificabil și de neconceput, ca să te duci într-o vizită, chiar dacă afară e mizerie, nu știu ce, îți cureți pantofii până ai ajuns în pragul gazdei tale, cum, da, cum știi, dar nu te apuci să te descalți acolo. Astea sunt lucruri care, da, nu se fac, dar se adaugă și alte lucruri. Vrei să oferi cuiva o floare? E da, dar eu sunt omul care știu să mă port și atunci iau un buchet imens, îl învelesc în tot felul de lucruri. Și îl ofer cu ambalaj. Cu ambalaje, da, da, cu fundițe, mai pun o păsăruică, mai pun un fluturaș. Toate lucrurile acestea trădează o lipsă de rafinament, o stridență. Da. Pentru că ceea ce caracterizează la noi viața de toate zilele este stridența. Este vorbitul tare, este... Confiscarea spațiului public, de fapt. Confuzia între spațiul personal și spațiul public. Absolut. Și mai ales această nevoie permanentă de a scoate din adâncuri ce e negativ. Vă spuneam și la începutul discuției noastre, se întâmplă lucruri bune. Astea ar trebui prezentate. Vă vine să credeți? Vă povesteam de Nicolae Iorga. Și fiind la o televiziune... într-o emisiune aproape de 1 decembrie, zic, aș vrea să folosim acest prilej, e emisiune de istorie, să-i avertizăm pe telespectatorii noștri că, iată, am reușit să scot 4 volume din oratoria lui Nicolae, oratorie parlamentară a lui Nicolae Iorga. Zice, nu se poate, doamnă, că facem reclamă. Cui faci reclamă? Face reclamă valorilor reprezentate de Iorga. Nu? Adică este marele istoric român, prohibite, da, nu? Și reclamă mie, ce fel de reclamă? Eu sunt un simplu editor, da, e o reclamă pozitivă. Sigur. Eu din asta nu am niciun folos material, nu? Confunzi negustoria cu un alt registru. Dar dacă le-aș fi spus, uitați-vă, cărțile astea au fost depozitate în locul cutare și depozitul a fost spart și ei au luat hârtia și au dat-o la topiță, sau eu știu ce au făcut cu ea. Era o știre, da, care stârnea interesul. E, această schimbare de mentalitate de care unii râd, că schimbarea de mentalitate nu se produce de la un moment la altul. Dar aici, cred că așa ar trebui să și încheiem discuția noastră. Mai avem 5 minute. Într-o notă pozitivă. Da, mai avem spațiu de pozitiv încă. Da, eu cred că rolul televiziunilor este esențial, pentru că eu, omul de pe stradă, mai mult sau mai puțin, sunt o maimuță. Ce faceți dumneavoastră, eu încep să vă imit, conștient, da, sau inconștient. Când dumneavoastră îmi faceți reclamă la cutare mâncare, stați acasă cu șapca pe cap, că asta am văzut-o acum 2-3 zile, fac și eu la fel. Când dumneavoastră vorbiți tare, când vă îmbrăcați cu 7 culori neasortate, nepotrivite, fac și eu la fel, că pe cine să imit? De aceea, rolul educativ, rolul formativ, formator al televiziunilor este absolut definitoriu, pentru că asta este epoca, fără să vrem. Cred că sunt foarte puțini români care nu se uită la televizor. Ba da, ne uităm. Și atunci, poate că și proporția aceasta de talk show-uri politice, de... nu există o emisiune, eu nu văd, emisiuni de limbi străine. Eu aș face masiv emisiuni de limbi străine cu tot felul de adaosuri, nici nu dau aia mici seama când învață englezește, franțuzește sau nemțește. Nu există. Și cu toate acestea, ceea ce a spus este de un realism și de un bun simț evident. Cu toate acestea, nu se întâmplă și se invocă ratingul, se invocă consecințe economice evidente și atunci... Bun, dar știți ce se întâmplă? Atunci noi ne cufundăm în ceva...
Ne întoarcem în neolitic. Adică scoatem la suprafață părțile rele din noi, nu suntem în stare să ne stăpânim. Eu aș face o emisiune despre ambiție. Excepțional. Și ai suficienți oameni care și-au dovedit ambiția. Uitați-l pe Fațaichin, ăsta este un om modest. Da. Dar ambiția lui, dorința lui de performanță a fost extraordinară. Acum avem o fetișcană adorabilă, această Simona Halep. La fel, au băgat-o în niște reclame discutabile, nu? Dar toată făptura ei și buna dispoziție și drăgălășenia ei îți arată că e un om muncitor, un om care n-a trișat, nici nu poți să trișezi acolo, că n-ai cum, ce faci? Îi cumpere o rachetă unuia care te taxează bine? Da. Nu? Și atâtea și atâtea lucruri bune care se întâmple, astea ar trebui să prevaleze și atunci am putea și noi să nu ne mai lăudăm că românii pe unde se duc sunt criminali, sunt violatori, sunt piromani. Dar pentru asta, știți, e greu. Trebuie să avem răbdare. Doamna Georgeta Filiti, mai avem 2 minute. Vreau înainte să vă rog pe dumneavoastră să aveți cuvântul de încheiere, să vă mulțumesc și să sper că veți accepta și o invitație la o altă întâlnire în care să alegeți un subiect din superbele povestiri pe care le știți. Cu multă plăcere! Eu aș încheia discuția noastră prin a vă îndemna să fim optimiști.